Care sunt cele mai importante lucruri din viața mea? Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super, super tare. Astăzi suntem alături de iubita mea, Bibi, pe care o cunoaște toată lumea. Și v-aș ruga încă de la începutul episodului să apăsați acolo butonul de subscribe la iubita, să vă abonați la ea pentru că aveți linkul în descriere. Înainte să începem acest vlog, nu uita să rupeți butonul ăla de like, să apăsați pe subscribe și pe clopoțel, că asta e cel mai important lucru, să fiți notificați de fiecare dată când postează Bibi. Bine, tot aici te pui, dar nimeni nu poate să supără mai mult decât tine. Astăzi o să facem ceva ce place la toată lumea, cel puțin primul a prins super, super, super tare. A făcut undeva la peste 700.000 de vizualizări și undeva la peste 70.000 de like-uri, iubire. Așa că hai să vedem testul relației 2 dacă o să prindă mai bine, pentru că astăzi miza stă în felul următor. De fiecare dată când o să răspundem greșit, noi o să ne turnăm un ibric cu apă în cap. Apă rece, vreau să menționez. Apă foarte, 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 foarte rece. Avem aici o găleată. Da, e mai hardcore așa un pic testul relației 2. Avem aici o găleată plină cu apă. E rece, nu? Avem mai, da, e foarte rece, uite. Eu. E foarte, foarte, foarte rece și foarte udă. Iar de fiecare dată când o să greșim, pac, umplem asta așa bine, cam jumătate, ca să ne ajungă apa, că suntem așa la mai criză de apă. O să punem chestia asta așa și să turnăm apa în capuleanu. Mamă, abia aștept. Și eu, și eu sunt foarte, foarte curios ce o să iasă și da. Sunt foarte, foarte curios cine o să iasă mai ud la finalul clipului. Cine credeți? Scrieți chiar acum în comentarii și haideți să trecem la treabă. Pe programul pentru un anus foarte, foarte important. Dacă vreți să vă jucați și voi jocuri la cea mai înaltă calitate, gen CSGO, gen GTA 5, gen Fortnite, nu uitați să încercați cea mai nouă experiență de gaming pe primul link din descriere, pe www.boosteroid.com, care vă oferă șansa acum să vă jucați jocurile direct online, direct pe browserul vostru, fără mai bine vointe să fie descărcate jocurile. Nu uitați, acum puteți să vă jucați jocurile și pe telefon. Și pe telefon, gen CSGO pe telefon. Mereu am vrut să încerc asta. Așa că nu uitați să intrați pe primul link din descriere, www.boosteroid.com, să vă jucați acolo, să vă luați cel mai tare abonament și să ne jucăm împreună. Începe, facem piatră. Piatră, normal, normal, te-am făcut și la celălalt. Hai, 3, 2, 1 și... Eu încep primul. Da. Yeah! Nu! Prima întrebare. Ce gen de muzică am cântat prima dată? Asta o știu dintr-un interviu pe care l-ai dat cu mine. Muzică clasică, operă. Oh, very, very nice! Ai scăpat neodată, puiul meu! Bine, puișorul, acum e rândul! Mamă, frate, sunt foarte, 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 mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e foarte, foarte frică. Eu sunt îmbrăcat în haine de oraș, gen haine normale, hainele pe care le port. Gen, nu mi-am luat niște haine speciale în care să mă urc, iubita e la fel, de gen... Fel. Gen... Și vrem să menționăm că afară a plouat, da. Și e, adică e un... E foarte, foarte frig și apa da. Mai și rece, dacă nu răcim clipul ăsta, să moară Jaxana. Prima întrebare. Cu ce am fost îmbrăcată? M-ai luat de-astea la tânăr. Direct toată toată gheata pe mine că s-a tânăr. La al doilea date. Tu, eu nu înțeleg. Deci mă jur că întrebările astea le-am ales absolut random și noi nu ne-am uitat în telefoanele celuilalt. Am fix aceeași întrebare. Hai să vedem dacă mă jur! Ai fost îmbrăcată cu niște pantaloni. Ba, bravo! Aveai o geacă. Niște, aveam și bluză, aveam și pantofi. Aveai o geacă neagră. Ce fel de geacă? De puf așa, din aia, cum aveam și eu. Aveai... ce mai? Niște hai, începe cu pantaloni. Ce pantaloni aveam? Aveai niște pantaloni. O să pregătesc ibericul. Aveai niște pantaloni foarte frumoși. Mulțumesc. Niște pantaloni care erau de culoare. Deci din moment ce tu ai pus întrebarea asta, ar fi trebuit să știi cu ce erai și tu și eu îmbrăcată. Eu știu cu ce erai tu îmbrăcat. Erai îmbrăcată cu niște pantaloni negri. Ce fel de pantaloni negri? Joggers, gen joggers. Hai, gata, așa. Nu, aveam pantaloni de piele negri, cu o bluză, o maletă pe gât neagră și cu o geacă de blug neagră. Care avea și animal print pe ea. Pui, nu, nu plin, nu plin, nu plin. Nu plin, nu plin, nu plin, ușor mai puțină, te rog, ia-mă ușor, ia-mă ușor. Ești pregătit? Alo, dă-te mai spate. Mai puțin, așa, mai puțină, mai puțină. Oh, ce rece e! Ce-am pusit-o pe picior? E
frig. Hai să continuăm să filmăm mai repede, că mi-e frig, puiul meu. Mamă, e bine. Ce zodie este fratele meu? Balanță. No, de ce am ales întrebări așa de ușoare? Eu sunt de rândul meu. Tu ești. Dar nu că e colegă dumneavoastră, nu întrebă în gânele și încă iar ce mă auzi. Care sunt cele mai importante lucruri din viața mea? Sunt trei. Deci, eu, iubitul. Da, da, am înțeles cu toții că ești important pentru mine. Părinții. Adică familia. Cu sora, cu adică tot neamul, cu câți și unul și doi fac familia. Așa, like, da. Și muzica? Da. Muzica? Da. Yeah! Am scăpat de mutat! Hai, e rândul meu. Ți-e frică mie. Care a fost primul desert pe care l-am mâncat împreună? Trebuie să te gândești foarte, foarte, foarte împreună? Bine. Adică amândoi? Nu, adică împreună, gen, l-am mâncat și eu și tu. Și împreună l-am mâncat, cred, da. Papanaș. Mă așteptam să zici crătite sau ceva de-aia. Waffles. În mall. N-a fost desert comandat, puiul meu, a fost o chestie cumpărată. Nu, papanaș a mâncat la date-ul în care n-am putut să mâncăm papanaș, de fapt. Ba nu, era waffles. Waffles e desert, puiul meu, e... Na, poți să-l comanzi și undeva. No! Poți să-l comanzi. Waffles am mâncat în mall. Prima dată mai ți-mi minte că mi-ai zis tu că vrei să mergem să mâncăm waffles? Ba da. Și oricum, după tot așa am mâncat clătite, n-am mâncat papanaș. Stai drept, iubirea mea. Ba da, papanaș am mâncat atunci când am fost. Ah. Ești pregătită, puiul? Da. Acum nu luați și tu mult. Uite cât de puțin am luat. Stai telefonul. Cât de gentleman sunt. Mi-e frică. Uitați-vă cum sună papucii când merg că sunt tot la papucii. Așa, hai, spune, ești pregătită? Da. Ești pregătită rău? Da, nu. Hai. Nu sunt aici. 3, 2, 1 și... Ce satisfying este! Mamă, ce fie, iubire, o sărăcim! Wow. Dă-i, bine, dă-i, bine, dă-i, dă-i. Care e ciocolata mea preferată? Oh, ciocolată cu portocale. Da. Yeah! Scăpare mutat! Hai, rândul tău, hai chestii. Bun, dar chiar e o miză și mie, cred că are chiar nu stau să mă gândesc. Hai chestii, iubire! Chiar nu stau să mă gândesc mai mult. Ce marcă era mașina cu care am venit și te-am luat prima dată? Adică Uber-ul. Da, Uber-ul. Hai, pui, că poți, hai că știi. Îți promit că știi. Da, Dacia. Dacia? Dacia Logan, da. Mașina asta a venit să mă ia. Cu Logan am venit să mă ia, dar ce să facem? Da, după bugetul de YouTuber, adică... Da. Bine, da. Eu sunt, da? Tu ești, da. Care e melodia mea preferată? Toate fostele. Da. Aș da pe tine toate fostele. Tu nu ești ca toate fetele. Aș da pe tine toate verile. Vindeți rănile și-ți urmele. Ești pregătită, puiul, pentru următoarea întrebare, care este destul de grea. Hai. La câta întâlnire am avut primul sărut? La trei întâlniri. Ești serios? Da. Ești sigură? Mai mult ca sigur orice. Da. Ești sigură? La trei întâlniri am avut primul sărut. Da, este corect. Început să te-am pândomit. Am văzut că avea palpitații, tremura așa. Nu, dar de chiar e frig. Vântul de la ploaie e da, deci foarte vânt de ploaie a plouat afară, fraților. Deci e zipul. Eu sunt, nu? Da. Pe cine admir cel mai mult și de ce? Pe iubita mea. Eu admir pe iubita mea. Ai greșit! Nu, stai pui, că n-am auzit. Stai, nu, ai greșit! Stai pui, că n-am auzit. Stai pui, am înțeles pe cine admir. Stai pui, mai dai și să mai dai? Hai, zi cine. Pe mine. Nu. Rece dracia! Puiul este un polonic de fiec. Mamă! Mamă, acum chiar că sunt negri pantalonii ăștia. Sunt udă. Ești foarte udă? Udă. Da. Ești regăsită pentru următoarea întrebare? Stai da. Cu închis telefonul. Următoarea întrebare este felul următor. Go. Ce flori ți-am luat prima oară? Trandafir. Am avut întrebări prea ușor accesibile. A, da, nu? Da. Normal că trandafiri, pentru că știai că trandafirii sunt preferații normal, mei. Ce bluză! Așa, bluză. Am purtat în ziua în care ne-am sărutat prima dată. Ai, puiul meu, adică în ziua în care grele. Oficial am fost împreună.
sunt foarte grele. Eu ți-am dat niște întrebări foarte accesibile. Ce flori, bine, ce... Bine, la al treilea date. Uite, okay, îți mai dau și indicii. La primul date a fost neagră. La al doilea date tot neagră, dar diferite, bineînțeles. La al treilea date trebuie să ghicești. Și la al patrulea a fost alb. Dacă mă întreba la a doua, trebuia să zic negru, m-a mai diferit decât la prima. Stai puțin. Ai și zis că îți place și că vrei și tu să-ți iei. Ai zis că era neon, dar era portocalie, nu verde. În perioada aia știi că aveai tu... Erai obsedat de portocaliu. Și ai zis că îți place și că vrei și tu să-ți iei. Mi-a curs și fundul de ten. Era... Era, să zic, cum era. Cum era? Era bluză. Ok, următoarea întrebare este puțin mai interpretabilă, dar... O știi sigur, o știi. Care a fost cel mai neobișnuit loc în care am avut un date? La un film horror? Nu, ai spus deja, ai spus deja. Asta a fost, bine, asta a fost. Bine, dar dăm răspunsul. În iglu la Linea. Ăla e neobișnuit, ăla e restaurant, m-ai scos la restaurant. A pui, dar a fost în iglu. Da, a spus că e mai interpretabilă. Care vi se pare mai ciudat? Film horror să scoți o domnișoară sau în, la un restaurant? În, undeva frumos, într-un iglu, da, ceva? Eu, am telefonul! Dar vă spun eu, care întrebare vi se pare mai ciudată? Care a fost cea mai neobișnuit loc în care ați avut date? Sau ce plus am în culoare la 7-10 întâlnire? Care? Apreciez cu doamna în spate, nu? Ba nu, că răcesc la spate. Aaaa, sunt nebun, rău de tot. Tu ești sau eu? Tu ești, că tu ai făcut odată. Când i-ai întâlnit prima dată pe ai mei și totodată eu pe la munte? Tăi? Da. Picantul autoștiutorul de toate nebunile. Cum a fost îmbrăcat la al doilea date? Poftim că eu știu, avea pantalonii de la Adidas portocalii. Wow, stai că spune și brandurile. Și geaca verde neon. Și în picioare ce avea? Trebuie să mai duc outfit-ul. Adidas și de la Dolce & Gabbana. Dar nu contează, am zis frate cu ce erai pe jumătate. Măcar un strop. Care e mai rău? Un strop care ne-a știut Adidas. Dă-mi să-ți revolu. Că vreau să arăt o schemă. Haide. Hop! Mi-am dat-o mie. Vezi, Dumnezeu știe cum e. Adică. Pentru că am știut cu ce ai fost îmbrăcat. Tu habar nu ai avut. Habar n-ai avut. Hai, dă-mi. Într-un timp, amândoi aveam pe ecran o poză cu noi doi. O poză care, despre care noi spuneam că ne liniștește atunci când ne uităm la ea. Da. Mai știi când a fost făcută acea poză? Da. Data. A fost după ce ți-am spus eu te iubesc. Da. Pentru că ne-am întâlnit cu Maria. N-a fost la date-ul ăla. Ba da, ba da. Că Maria era pe partea cealaltă și noi eram pe partea cealaltă. Da. Ne-am făcut pozele astea. Deci dacă eu ți-am spus te iubesc, era undeva la... Ce frig. Al... Data, am nevoie de dată. Dată? Hai, pui mă, nu vrei și ora? Ba da? Nu, puiul meu, dar deja nu e. Nu, deja mi-ai spus la câte la date. N-am zis. Nu? Mai ții minte în ce dată? Păi, dacă vrei să dau detaliile astea, că știu unde am făcut-o la AFI, la restaurantul ăla acolo, după ce ne-am întâlnit cu Maria, după ce ți-am spus te iubesc, uite, ți-am dat niște, adică știu când a fost făcut. Nu mai știu data, chiar nu mai știu. Te iubesc, nu mi-ai zis în ziua aia, mi-ai zis mai înainte. Ba nu, ți-am zis și înainte. Păi asta zic, și înainte. Da, și înainte. Zic, prima dată în real life. Ba da, prima dată în real life în baie, hai mă iubire. Atunci a fost, în baie tu te-ai schimbat, te-ai aranjat, mi-am pus, m-am îmbrăcat în maleta aia albă și la aia și după am plecat. Nu, aveai maleta neagră. Aveam maletă, albă sau neagră, nu mai știu. E poza aia care a apărut și în live-ul tău. A fost mai la începutul lunii februarie. Da. Deci nu mă uiți, da? Nu. Ok, care a fost primul cadou pe care ți l-am dăruit? Lănțișorul. Okay, îți mai dau o șansă. Care a fost primul cadou pe care ți l-am dăruit? Gândește-te foarte bine. Al doilea răspuns. Gândește-te. Înseamnă că nu a fost bine ce ai spus. Gândește-te. Poate să nu fie ceva material. Bomboane. Ui, ăsta a fost al doilea răspuns. O să trebuiască să te uiți. Ți-am oferit inima și sufletul meu. Ai, măi. Hai, ce pentru răspunsul ăsta merită să te uiți. Ce drăguț! Asta a fost drăguț. Dar prima dată mi-ai dat ciocolată, da. Și după lănțișorul. Da, și după lănțișorul. Dar gen am zis că am vrut să dau așa un răspuns, adică să fie mai interpretabil așa. Și că ție îți place să interpretezi. Dacă ar fi cuplul nostru, da. Să fie un om, da.
Ce zodii ar fi? Stai puțin, nu mi-ai spus niciodată lucrul ăsta. Gândește-te la data noastră ca și cuplu și transformă-l într-un copil, într-un om. Și ce zodii ar fi? Wow, deci nu am numai... Te-am și lăsat să te folosești nu, de... Nu mai am ajutoare, o să mă aude. Capricorn? Nu. Pui-o mie da pe cameră! Și de la ei să dați un share pe Instagram, pentru că eu ne ajută foarte, foarte mult. Dacă v-am lucrat și mai nu s-o mă citesc, să dați un share pe Instagram. Eu am fost limita, m-am uitat să dați un mare subscribe. Eu n-am înțeles nimic, sper că voi ați înțeles. Dacă vreți să mai facem testul relației 3, scrieți-ne în comentarii și să fie și mai hardcore. Câte like-uri să facem dacă vor testul relației 3? 80.000. Peste 80.000 de like-uri pentru testul relației 3. Noi v-am pupat! Pa!